Trebuie să avem acele tipare de oameni, tot și avem întrebările voastre. Astăzi chiar vreau să felicit jucătorii pentru atitudinea care au avut-o în acest joc. Au respectat aproape în totalitate ceea ce stabilisem în timpul jocului. Am din punct de vedere tactic, ok, steaua m-a fost avantajată de teren, dar eu cred că trebuie să ne uităm un pic mai în profunzime și să vedem că nu am lăsat steaua să joace. Echipa a făcut pressing, echipa a avut curaj, ceea ce îmi doresc să facem la fiecare joc. În opinia mea, rezultatul cred că este echitabil. Cine nu a avut ocazie de gol la 0-0, probabil dacă marcam, poate și eu și-am câștigat acest joc. Dar pentru mine important a fost atitudinea și că echipa a încercat să joace foarte. Întrebări? A avut astăzi Steaua cea mai slabă echipă din ultimele meciuri? Care din echipă? Conform lui domnului Răchic. Facem comentarii unul și alt. Dacă pierdeam, era mai slab. Dacă făcut așa, nu a fost cea mai slabă echipă. Nu, Steaua este o echipă potentă. Dacă vă uitați pe parcursul jocurilor care l-au avut în deplasare, cu excepția Astra și Politicii și au reușit să câștige toate jocurile, Steaua este una dintre echipele care se vor bate la câștigarea campionatului. Acum nici nu vreau să comentăm răutăți, proiectul spune că dacă Petrolul a luat punct, Steaua a jucat foarte slab, vedem partea cealaltă. Eu cred că Petrolul astăzi a făcut un joc bun și asta, la momentul nostru, sunt cei care vin în tribune și la sfârșitul jocului au aplaudat echipa. Pentru noi important este să aducem spectatorii, pe stadion, pentru că fotbalul până la urmă este un spectacol, dar ei vor veni numai dacă noi vom arăta ceea ce am arătat astăzi, adică atitudine și să ne batem pentru fiecare vinge până la ultimul. Ce a zis Petrolului pentru a câștiga acest meci? Probabil că dacă termin probabil, sigur, ne lipsește încă golul. Ne-am creat ocazii, am reușit să ajungem acolo, probabil că în momentul în care reușim să marcăm, atunci ne și descătușăm, poate marcăm și golul 2 și golul 3. Dar trebuie să începem să marcăm. Cum comentați arbitrajul de astăzi? Arbitrajul nu l-am comentat niciodată. S-a părut un arbitraj. Probabil că a fost decizii care au dezavantaje în ambele. Vă așteptați ca la viitoarele meciuri să aveți aceeași susținere din partea suporterilor? Asta eu spun că depinde mai măsură de noi. Pentru că lumea va veni pe stadion, noi vom începe să arătăm calitate. Dacă începem să câștigăm meciuri, chiar mă bucur că înaintea jocului ieri o parte din suporterilor și au venit în cantonament, au încurajat echipa și jucătorii s-au simțit un pic mai, au fost mai responsabilizați pentru acest joc. Și astăzi, chiar înaintea jocului, am spus că trebuie să jucăm pentru spectatori, pentru că este important pentru echipa Petrolului. Întotdeauna am suportat, dar în ultima perioadă s-au împuținat și asta, eu cred că și datorită nouă. Ce ne puteți spune despre accidentarea lui Beța? Beța, am văzut și eu velorile, nu știu dacă a fost de fața terenului, dacă a călcat greșit și s-a accentat. Din păcate, răspunea este o pierdere, pentru că el, de câte ori a jucat, a dat 100%. Cât de grav pare a fi? Deci, eu cred că sigur nu m-a jucat în ultimele perioade, 2-3 jocuri. Să sperăm, nu știu, să facă o RMN și până la urmă de aceea. Câte mari sunt șansele ca Petrolul să se salveze de la retrogradare? Șansele sunt egale pentru toți. Mai este încă un campionat de jucat. Important este să începem să luăm puncte și cel care va avea o echipă cea mai bună în play-off sau play-off, ăla va câștiga. Deci să mai joacă, mai sunt un campionat. Impresia a fost că Petrolul și-a consumat energia în prima repriză, cam ca România merge cu Finlanda, fără să profite de superioritatea ei. Ați cerut echipei să forțeze în prima parte sau s-a duplat? Nu, am cerut echipei să mergem să facem presie, să nu-i lăsăm să construiască. Am văzut și meciul cu Timișoara. Steaua, de câte ori au jucat contra unor echipe care mi-a lăsat să construiască, au avut probleme. Dacă ne retrăgeam și ne așteptam în ultimii 30 de metri, nu făceam altceva decât să jucăm pe calitățile lor individuale și nu am avut intenție. Intenția a fost să-i ducem un joc de bătaie, pentru că știam că nu sunt favorizați. Nu au avut nici atacant de luptă
Și știam că toate mingile ruși care le vor juca, le vor juca către zone laterale. Tocmai de aceea am și pregătit un sistem cu trei jucători de atac, practic să îi blocăm construcția. Sevi Musa a apărut neatent la momentul schimbării. E făcut un sens o șapă bățară în română. Ce s-a întâmplat? Musa l-a mai lipsit din accesorii, să-i îndrătere. Și uitați de la prieteni. Am făcut schimbarea un pic mai greu. A avut o fașă la mână care arbitru mi-a dat voie să joace, trebuie să le dea jos. Asta trebuie să le reglăm pentru că jucătorii care intră în teren trebuie să fie pregătiți tot timpul. Noi, la fiecare interval de 15-20 minute, îi ținem la încălzire, dar în momentul în care facem o schimbare, cum a fost și în cazul lui Dean, cu cam 10 oameni, trebuie și să percuteze mai repede. Situația financiară a clubului, care este? Mă refer la plata salariilor, pentru că dumneavoastră nu puteți controla mai mult. Jucătorii și-au primit zile trecute salariul pe trecut, am înțeles. Deci nu sunt mași întârzie. Nu trebuie să... Trebuie, părerea mea, că trebuie să separăm lucrurile. Ok, tot muncim pentru bani, dar nu trebuie să punem în balanță dacă primesc salariul la zi, joc, dacă nu joc. Pentru că salariul ți-l poți primi cu o zi, două, trei întârziere, dar dacă nu te antrenezi în jocul, nu mai poți rejuca. Eu cred că, din punctul ăsta de vedere, la situația care este în România, lucrurile sunt normale aici, în ceea ce privesc salariile. Sevi, dacă Beța nu s-ar fi accidentat, ai fi încercat cumva cu doi atacanți și cu Lernavul în Musa să forțăm victoria? Deci de forțat, am forțat tot timpul lucrurile, pentru că am avut trei jucători de profil ofensiv în față, da? Am fost forțați de această schimbare, probabil că mai erau și alte variante, dar am gândit meciul pe perioade de timp și în funcție de obiectivul care mi-l propusesem pentru joc. Știam că Steaua, din analiza care am făcut-o în intervalul 45-60, au marcat cele mai multe goluri. Trebuia să trecem de acel interval și pe urmă să forțăm un pic jocul pe final. Important este să lăsăm o bombă.